un fragment din cum am devenit un om bun. Dimineața m-am trezit că am sân și că îmi place de un băiat. Apoi am luat de pe birou singur pe lume un cadou de la Moș Crăciun, pe care nu l-am terminat nici acum, pentru că mi-a luat mult timp să-mi revin după moartea maimuței. Zile în șir am plâns sub plapumă să nu mă audă mama și tata. Dar nu-mi stătea mintea la citit, așa că am aprins televizorul și am dat pe MTV. Am început să cânt tare, love me, love me, say that you love me, fool me, fool me, cu ochii la DiCaprio din videoclip, dar gândindu-mă la Nick de la Backstreet Boys. Am un poster uriaș cu el pe perete, în camera mea. În fiecare seară, înainte de culcare, îl sărut după ce îmi spun rugăciune. Nu ți-e foame? Melodia asta o cântai și ieri. Nu știu când a intrat mama în camera mea. Are dreptate. Ei, toți copiii o ascultă. Sunteți toți îndrăgostiți? Îmi dau ochii peste cap, mama oftează și iese din cameră. Funcționează de fiecare dată. După ce am dormit puțin după masă, am tras pe mine niște blugi largi cu talie joasă, un tricou, mi-am dat cu apă pe codițele rasta și am ieșit pe afară. La bloc nu era nimeni. M-am așezat pe bancă, mi-am pus coatele pe genunchi și capul în mâini. Nu mă trezisem de-a binele. Chiar pe lângă piciorul meu trecea un alai de furnici, care cred că au făcut o cotitură și mi-au intrat în cap, pentru că m-am trezit gândindu-mă că aș putea să le distrug dintr-o singură mișcare, doar să ridic piciorul. Dar de ce aș face asta, mi-am zis. Nu știu, să vedem ce se întâmplă, mi-a spus vocea din cap. Ei, căcat. Și atunci am văzut niște copii alergând un cățeluș. M-am ridicat imediat de pe bancă și m-am uitat la ferestrele blocului să văd dacă aș putea să cer ajutorul cuiva. Cățelușul schelălăia. Îl încolțiseră la peretele blocului din față. Unul dintre copii a luat o piatră și a aruncat-o în cap. Cățelul s-a răsturnat cu burta albă, umflată de lapte, în sus. Își căsca botul și încerca să urle, dar nu putea. Corpul îi se zbătea într-una de parcă era electrocutat. Copiii se uitau la el și râdeau. A făcut câțiva pași spre ei, dar atunci un alt copil a luat o piatră și a aruncat-o cu putere în capul cățelușului. Atunci am început să merg spre ușa blocului cu spatele, uitându-mă la corpul mic și negru, plin de sânge, cu lăbuțele strâmbe și capul lipit de peretele blocului și la copiii care râdeau. Au mai stat puțin și apoi au plecat. Ridică-ți fă pantalonii, era vocea unei fete. Stând pe bancă m-am întors, dar nu băteam până la scara vecină. Poate vin la tine și-ți fut una, am strigat dintr-o dată. Eram în același timp uimită și înfricoșată, așa cum te simți când nu mai știi cine ești. Până acum o singură dată mi s-a întâmplat să vorbesc urât în public. Așteptam cu o colegă să urce și ceilalți elevi în autocar, ca să plecăm din tabără. Pe bancheta din spatele șoferului mai era un băiat. Ne uitam toți trei pe geam când am văzut un grup de copii de la o școală pe care nu o suporta toată clasa noastră, deci nici eu. Am deschis gemulețul de sus și colega mea a început să strige la ei, să vă dau muie, bă! Am strigat și eu până au dispărut, adică până când n-am mai putut să-i văd, pentru că port ochelari numai în casă. Atunci băiatul pe care îl văzusem stând pe bancheta din spatele șoferului s-a întors spre noi și ne-a zis cu vocea profei de franceză, voi nu puteți să dați muie. Am înțepenit. Nu pentru că m-a auzise profa, nu pentru că repetase și ea cuvântul ăla, ci pentru că folosisem un cuvânt fără să știu ce înseamnă.